Liderii occidentali au reacționat după anexările ilegale făcute de Rusia asupra teritoriului Ucrainei. Liderii Uniunii Europene, dar și cei la nivel global, susțin că nu vor recunoaște niciodată referendumurile ilegale desfășurate de regimul de la Kremlin. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, anunță un nou ajutor militar în valoare de 13 miliarde de dolari pentru Ucraina, dar și un nou pachet de sancțiuni pentru Rusia. American allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated. Are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us and he doesn't or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling. The United States is never going to recognize this. And quite frankly, the world's not going to recognize it either. He can't seize his neighbor's territory and get away with it. It's as simple as that. Joe Biden a anunțat și un nou ajutor militar pentru Ucraina. We're going to continue to provide military equipment so that Ukraine can defend itself and its territory and its freedom, including additional resources that the Congress is going to give me today of $13 billion more dollars. Și premierul britanic rămâne ferm împotriva anexării făcute de Rusia cu teritoriile din Ucraina. În plus, Liz Truss susține că va face orice e posibil pentru ca Rusia să piardă războiul. Vladimir Putin violează încă o dată dreptul internațional cu amenințările de anexare a Ucrainei. Noi nu vom ezita să luăm acțiuni ulterioare, inclusiv mai multe sancțiuni pentru a opri mașinăria de război a lui Putin. Noi vom asigura că el pierde acest război ilegal, a transmis pe Twitter premierul Marii Britanii Liz Truss. Emmanuel Macron a spus că nu se va opri până ce teritoriile Ucrainei nu sunt înapoiate. Franța și-a exprimat o poziție fermă și va continua să sprijine Ucraina pentru a face față agresiunii ruse și să permitem Ucrainei să-și recapete suveranitatea asupra întreg teritoriului, a transmis președintele francez Emmanuel Macron. Președinta Comisiei Europene spune că faptele lui Putin sunt apă în ploaie și nu vor avea niciun efect la nivel global. Anexarea ilegală proclamată de Putin nu va schimba nimic. Toate teritoriile ocupate de invadatorii ruși sunt pământ ucrainean și vor fi mereu parte din această națiune suverană, a transmis ferm președinta Comisiei Europene. Rusia primește un nou pachet de sancțiuni. De data aceasta, Statele Unite au luat în vizor peste 1000 de persoane și firme care au legătură cu invazia. Pe lista neagră se numără guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, familiile membrilor Consiliului Național de Securitate, sute de membri ai Parlamentului Rus, precum și lideri din domeniul financiar și militar. Nu vom sta cu mâinile în sân în timp ce Putin încearcă fraudulos să anexeze părți din Ucraina, a declarat Janet Yellen, secretarul trezoreriei.